Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a coborât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și a zis lui Iosafat: vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel: eu voi fi ca tine, poporul meu, ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și ei au răspuns: suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, că nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este mic ca fiul lui Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis: trimite și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porții Samariei, și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Kenana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel, zicând: suie-te la Ramot din Galad, că-și vei zbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului, să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i de bine. Mica a răspuns: viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis: Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galad sau să ne lăsăm? El a răspuns: suie-te că-și vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Și împăratul i-a zis: de câte ori trebuie să te pun să jur că nu vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: nu ți-am spus că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău? Și Mica a zis: ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis: cine va amăgi pe Ahab să se suie la Ramot din Gala și să piară acolo? Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis: îl vei amăgi și îți vei atinge ținta. Ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Kenana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraș și a zis: pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns: vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis: ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui: așa vorbește împăratul, puneți pe omul acesta la închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis: dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis: auziți, popoare toate. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu care a fost binevoitor cu noi, a binecuvântat și în seara aceasta întâlnirea noastră cu prezența sa, și credem că Duhul lui Dumnezeu este
la lucru în Sion ca să-și ducă la îndeplinire voia și planul său de lucrare. Amin. Important este să fim receptivi la ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Important este să stăm în duc de rugăciune, așteptând de la Domnul să spună, nu ceea ce ne place nouă uneori, că spunea Pavel corintenilor, dacă mesajul meu v-a adus întristare, asta va aduce pocăință și după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu ne place, dar dorim Domnul să vorbească inimilor noastre, să putem înțelege cuvântul și să-l putem accepta în viața noastră pentru împlinire prin voia și puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mă întrebau tinerii din biserica noastră, frate, ce crezi că ar mai trebui aranjat, pus la punct așa în slujire, în lucrare? Sau ce vezi că ar lipsi în lucrarea Domnului? Zic, nu știu, la noi sau... Că sunt și lucruri generale și sunt și specifice. Și am zis, este o mare binecuvântare, un mare har să fie în biserică organizare, să fie slujire. Pe vremea când noi eram tineri sau copii, poate nu era cor, poate nu era fanfară, poate nu era grup de laudă și închinare, dar le-am spus, dar era frică de Domnul și mie mi se pare că asta a scăzut. Mie mi se pare că asta lipsește. Nu peste tot, nu în dreptul fiecăruia, vorbesc în general, asta lipsește. Frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, frica de Domnul este un izvor de viață. Și dacă slujim și dacă luptăm și dacă dorim să căutăm voia lui Dumnezeu, trebuie să facem aceasta cu frică de Domnul. Spune cuvântul în Evrei 11:7, prin credință Moise, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă. Nu vorbesc de acea frică să nu te trăznească, să nu știu ce să se întâmple, că am auzit oameni zice, vezi că azi e sărbătoare, Sfântul Ilie, n-ai voie să lucruri că ăsta te trăznește, cum mai trăzni și pe alții. Nu, este acea teamă sfântă și Lidia, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta cuvântul cu luarea minte, Domnul i-a deschis inima, a primit cuvântul și a fost o femeie care a împlinit în viața ei voia lui Dumnezeu. Acea teamă sfântă, că Domnul a depus pentru noi prețul suprem pentru răscumpărarea sufletelor noastre. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim, să fim copiii Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște de multe ori, dar dacă Domnul le deschide ochii, vor înțelege, vor pricepe. Și noi trebuie să trăim ca niște fii ai luminii, să nu-L întristăm pe Dumnezeu prin faptele noastre, prin atitudinea noastră. Și spune Pavel în Efeseni 5:4, să nu se audă între voi cuvinte care sunt glume proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite. Toate acestea nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Amin. Am avut un misionar dimineață la noi, de la Târgu Cărbunești, și a spus, vreau să fructific, să eficientizez viața mea și fiecare minut din viață, atunci când mi se dă posibilitate, când se deschide ușa de cuvânt. Că așa a spus Pavel, rugați-vă să se deschidă ușa de cuvânt, că altfel vorbești degeaba. Dar dacă noi ne rugăm, Domnul deschide interesul oamenilor pentru cuvânt și vreau să folosesc, a zis, așa, de la om la om mă duc pe stradă, în localitate, în orașul nostru, în alte localități, ca să le spun oamenilor, să-mi împlinesc scopul lui Dumnezeu. Și dacă mai mă întâlnesc cu vreun frate, că eu mă întâlnesc rar, o zis, că sunt singur acolo, sunt cu soția și cu 5 copii, o zis, vreau să beneficiez și de acele momente, ca să mă întăresc sufletește, să mă zidesc în credință, să mai aud ceva, să mai împărtășesc ceva. Răscumpărați vremea, spune Domnul, că zilele sunt rele. Am citit despre Noe, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa, nu? A făcut un chivot.
Nu mi-am propus să vorbesc despre aceasta, dar dacă Domnul rânduie să vă spun în introducere, nu știu să poate merg cu introducerea până la încheiere despre subiectul acesta, și se spune Genesa 7:5, Noe, cel care avea o teamă sfântă, așa a făcut lucrarea cum i-a poruncit Domnul, 100%, n-a tăiat din lemne mai mult decât trebuia și nu le-a lăsat nici mai lungi, nu le-a aranjat că... Unii sunt tâmplari mai buni, alții sunt electricieni mai buni, alții sunt mecanici. Dar asta nu înseamnă că pe linie duhovnicească trebuie să fie, nu știu cât, să creadă ei de iluminați. Trebuie să ceară lumină de la Domnul și să accepte că alții sunt mai luminați decât el, mai călăuziți decât el. Vreau să răspund biblic în seara aceasta la întrebarea de ce au fost amăgiți împărații. Doi împărați, Ahab și încă unul, Iosafat, din Israel și din Iuda, pleacă la război. Nu i-a trimis nimeni și când au întrebat pe Domnul, aveau pretenția să li se spună, să-i laude, nu? Așa sunt faine lucrările alea prin prorocie, nu? Care te laudă. Eu nu zic că nu sunt faine, dar nu știu cât sunt de adevărate uneori și cât ne ajută. Avem nevoie de încurajare. Și Domnul vorbește încât și să ne dea câte un impuls și să simțim că suntem sub privirile Domnului. Dar când e demonstrare, azi dimineața am avut o lucrare în biserică publică și la sfârșit am zis, fraților, azi Domnul m-a mustrat. Acum ce să fac, să mă supăr? Să mă supăr pe mine? O zis Domnul să mai las lucrurile pământești deoparte, că Domnul m-a chemat să caut oile rătăcite, și să mă ocup de cuvânt și să mă adâncesc și să scot apă, să dau și altora și am zis, Doamne, ce drept ești. Noi a făcut, spune Genesa 7:5, tot ce a poruncit Domnul. Exact. Spune Domnul despre Iosua și Caleb, pentru că ei au urmat în totul calea mea, 32:12 numerii. Afară de Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, și Iosua, fiul lui Nun, care au urmat în totul calea Domnului. Spune cuvântul despre o categorie de oameni, 2 Timotei 3:13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Unii se amăgesc singuri, cu ajutorul firii pământești din el. Nici nu le trebuie mare ajutor din exterior ca să fie amăgiți. Nici nu le trebuie mare influență și determinare. Hai să privim pe rând, că se duce timpul. De ce a fost amăgit Ahab? În primul rând, pentru că a respins adevărul. Mica zice, el ăsta e un proroc care îmi prorocește numai rău. Așa era. Acum, eu prorocit că se întâmplă rău dacă nu ascultă de Domnul, dar Daniel nu l-a mustrat, zică, măi, nu-ți rușine, Iosafat, ăsta, Ahab, sau... Știți când a întrebat Ahab pe Ilie, tu ești cel care nenorocești pe Israel? Și zice, Ilie, nu, eu, tu. Spune Biblia despre casa lui Ahab, 2 Cronici 22, de la 3 în jos, obișnuiesc să folosesc aceste versete pentru exemplificarea modelului greșit, după care unii s-au luat. Știți că apare termenul în Sfânta Scriptură, pe calea lui Ieroboam. Și a venit și un împărat și altul și zice, a umblat pe calea lui Ieroboam. Ce cale a fost asta? Cred că larg așa, să-și permită destule. Numai că Proverbe 14:12, multe că îi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că au fost biruiți în luptă. Că este o luptă, spune cuvântul, o să ne întoarcem la versetele de care am zis, 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Nu e așa că dorința noastră, a fiecăruia din noi, este
să obținem mântuirea. Să ajung cu orice chip, spunea Pavel în Filipeni 3, la învierea din morți. Să ajungem în împărăție și spunea el, aruncându-mă spre ce este înainte, mă lupt și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Să câștigăm premiul alergării, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta e destinația noastră, aceasta ne dorim. Și în scopul acesta ne rugăm și trebuie să stăruim, să nu ne lasă Domnul să fim amăgiți de vreun duh. Am spus în biserica noastră recent, fraților, dacă vă aud că vă rugați tare, eu, nu știu, nu pot să vă plătesc rugăciunile, că nu se plătește. Dar poate o să vă mulțumesc, o să vă apreciez, rugați-vă, Doamne, păzește pe fratele Corneliu de duh, de mândrie, dar strigați așa cu nădejde. Nu, șoaptă că nu mă supăr, că am nevoie de ocrotirea Domnului. Pot veni duhuri de minciună, de lăudăroșie. Nu știu ce poate să vină, că stătea Ahab pe scaunul împărătesc și cu Iosafat la locul de muncă, nu? Așa era prevăzut în Fiecii Apostolii. Acolo au fost bătuți, pe scaunul împărătesc. Da, de un duh, de un duh de amăgire. I-o dus în eroare. Dar Mica nu era bun. Mica, ăsta nu zice de bine. Ascultați, 2 Cronici 22 cu 3. Împăratul Ahazia a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Din familie sfaturi greșite, nelegiuite. Mai departe, cardinalii și sfătuitorii a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. Și spune versetul următor, târât de sfatul lor. Spune Domnul în Ieremia 6, versetul 16 și apoi 17. Stați în drumuri, uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim culoarea minte. Nu știu, aș folosi tonul lor, dar dați-vă seama ce ton au avut ei, că o zis Domnul la un moment dat, până când veți fi mândri? Până când vă veți înțepeni grumazul? Nu cumva din mândrie unii nu primesc învățătura? Ei cred că dacă se pricep la să repare mașini, e să pricep și pe linie spirituală. Că dacă se pricepuți la electronică, sau la IT, sau la ceva. Dacă ești sincer înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul că Domnul iubește curăția de inimă. Amen. Și jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Când vii să aduci jertfă, când vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, când vrei să-ți deschizi inima și dacă nu reușești, îți deschide Domnul inima ca Lidiei. Așa spune, Domnul i-a deschis inima. Să asculte, să înțeleagă. Și dacă m-ați întreba, frate, dacă ai zis că lipsește frica de Domnul, știți că a zis un judecător, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, nici rușine de oameni nu mai este, dar ăsta e alt punct. Și ce a zice eu în al doilea rând ce mai lipsește? Lipsește puterea. În biserica penticostală lipsește puterea. Măsura o evaluează Domnul. Dar măsura o poate completa Domnul. Dacă noi dorim, dacă noi venim la izvor, putere de a lupta cu noi înșine, putere în slăbiciunile noastre, în slăbiciunile noastre, puterea Lui se face desăvârșită. Puterea vine prin Duhul Sfânt, spune fapte 1, voi să rămâneți în cetate până veți primi o putere. Puterea de a rămâne în ascultare, puterea de a face voia Lui, puterea de pocăință, puterea de a sluji, puterea de a merge înainte, trecând peste obstacole, peste piedici. Știți că Pavel folosește doi termeni când e vorba de Evanghelie, de propovăduire, de împlinire. Spune, ca să nu pun o piedică Evangheliei. Se vestește mesajul și eu pot să-i pun o piedică și lumea se oprește în piedica aia. Mesajul se vestește, merge mai departe, atâtea predici, mii, să nu zic zeci de mii, dar mii sunt. Predici bune, pe internet. Și sunt oameni care nu reușesc
ascultă transmisia live, privesc și sunt mesaje din partea lui Dumnezeu. Domnul spunea într-o împrejurare prin profetul Osea, poporul piere din lipsă de cunoștință, dar acum Domnul a adus multă cunoștință. Ne mai trebuie putere de împlinire. Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt. Învață-le noastre să aducă o măsură mai mare din Duhul Tău, să putem fi împlinitori. De ce a fost amăgit Ahab? Pentru că a respins adevărul. Și când îți plac minciunile, o să-ți trimită Dumnezeu minciuni, dacă astea îți plac. Spune cuvântul în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9 în jos. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Hai să citim și mai jos. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți, n-au însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, însfințirea Duhului și credința adevărului. O femeie de la sala regatului m-a chemat într-o zi, m-am dus, am vizitat-o și zis, n-am fost la Biserica Pentecostală, n-am fost niciodată. Dar m-am rugat mult lui Dumnezeu. Timp de aproape 13 ani am căutat prin turnul de veghe, prin alte părți, am avut studii, am avut... Dar, zice, m-am rugat lui Dumnezeu în ultima perioadă sinceră și am zis, Doamne, te rog frumos, arată-mi adevărul. Ascultați ce spune femeia aceasta. Aseară m-am pus pe genunchi și m-am rugat. În timp ce mă rugam, s-a întâmplat ceva. A venit Duhul Sfânt peste mine și am fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Așa o vorbire în alte limbi, vă spun sincer, n-am auzit în viața mea. Mă duceam la ea, că mă chema să fac ungere, acum au trecut la Domnul. Sta câțiva ani, l-a slujit pe Domnul, compunea cântări, le cânta. Și mă duceam, că mă chema să fac ungere acum de lemn. Și începeam să ne rugăm. Eu încheiam rugăciunea aia, să tot rugă aia, să tot rugă. Mă, nu mai știu cum să fac, mă duc până acasă, vin înapoi, că... vecini acolo, ea să tot ruga, dar nu, mi-era drag să stau acolo să ascult. Și a vorbire în alte limbi, n-am auzit. Deci că tot alt cuvânt, tot alte cuvinte, extraordinar, am zis. Și am întrebat-o de mai multe ori, n-ai fost niciodată la Pentecostal? Nu. O venit, nu lipsea de la biserică, nici joia, nici duminica dimineața, nici duminica seara. Și când am început să... ne rugăm, ea susținea cu post, cu rugăciune, cauzele bisericii pentru anumite cauze speciale și plângea în rugăciune și sluja pe Domnul și a spus, nu mai doresc decât să fiu cu Domnul și să mulțumesc o veșnicie pentru că mi-a descoperit adevărul. Ahab, nu-ți dorești să afli adevărul, că pleci în luptă. Și lupta asta s-ar putea să pierzi sau să câștigi. N-am auzit de rezultate neutre. Armistiții, dar și atunci sunt pierderi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Spune cuvântul în Ioan 8:30. Am rămas intenționat mai mult la prima precizare. O să merg mai repede ca să... ne încadrăm. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Dacă nu, membri cu drepturi depline, frecventați, nu mai știu ce mai faceți pe acolo. Vă laudă la când se citește necrologul. A doua precizare, de ce a fost amăgit Ahab? De propriile interese.
Lui trebuia Ramotul din Galat. Egal câți mor, egal că toată lumea e împotriva lui, egal că Dumnezeu nu-i dă acordul, dar dacă prorocii lui, că avea și el prorocii lui acolo, cu sutele, hrăniți, cu, nu știu cum aveau, normă întreagă sau carte de muncă, sau, dar oricum nu aveau șomaș. Numai Mica era tot pe la închisoare, nu? Tot întristat, pâinea întristării, o zis. La propria poartă, acolo l-a bătut diavolul pe Ahab, cu Iosafat, cu tot, dar să precizăm și despre Iosafat. La propria poartă, pe scaunul împărătesc, spune versetul 3, poți să ajungi victima propriilor tale dorințe, propriilor tale inclinații, propriilor tale plăceri, propriilor tale păcate, propriilor tale porniri. Că la un moment dat Dumnezeu te lasă. Spuneam unui frate din biserică, nu știu, m-a supărat și m-a supărat și eu pe el, știi? Și a zis, dacă tu nu mă asculți, tu ești pus aici să slujești în adunare. Dacă nu mă asculți, eu îmi iau mâinile de peste tine, a zis. Nu cu nerv, nu cu răutate, dar ești așa direct. Zic, eu îmi iau mâinile de peste tine. Și el a plecat. Se întoarce, deci auzi, și ce se întâmplă dacă ți-ai mâinile de peste mine? Mi-a dat seama că poate am exagerat. A zis, vezi că s-ar putea să-ți ia Domnul mâinile de peste tine. Și dacă Domnul își retrage autoritatea, ocrotirea, puterea lui de peste noi, le bate vântul. Știți versetul acela, nu vă mirați de cei ce cad, mirați-vă de voi că stați în picioare. Știți, nu? Dar nu-i din Biblie, că nu scrie în Biblia asta, dar e din popor. E un verset așa bun, din popor. Ei, în schimb, în Biblie scrie 1 Corinteni 10 cu 12. Dacă cineva stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Adică, cine poate să-l facă să cadă? Uite, un duc de minciună. Doamne, ajută-ne să veghem. Și ajută-ne să stăruim în rugăciune. Și și-a spus Domnul în grădina Ghetsimani, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Rugați-vă, rugați-vă să nu cădeți în ispită. S-a dus Domnul și s-a rugat din nou. Și Petru a căzut și a spus Domnul, Petre, v-a cerut Satana să vă cearnă. Așa cum se cerne griu, dar m-am rugat pentru credința ta, că după ce te întorci la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi, să le spui ce înseamnă căderea, să le spui să aibă grijă, să le spui să vegheze. Ahab, amăgit de propriile interese. Nu poți cu firești puteri să duci luptele divine, nici a Duhului poveri să le porți smerit spre cer. Nu poți cu firești puteri de n-ai viață nouă în tine. Zice Zedechia, auzi? Versetul 24, cu ironii de alea ieftine. Pe unde e și Duhul Domnului din mine? Dar a fost vreodată în tine Duhul Domnului? Ai avut vreodată inspirație și călăuzire ca să-ți vorbească? Și zice Mica, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie să te ascunzi. O să vezi atunci. A treia precizare. De ce a fost amăgit Ahab? A fost amăgit ca să fie nimicit. Mie mi se pare cel mai greu verset din Biblie ăsta, din Vechiul Testament, că mai sunt grele. În Nouă cred că sunt și mai grele. Mergeți blestemaților, de exemplu, nu? Dar și ăsta e greu. Zice, cine va merge să-l amăgească pe Ahab, să meargă la Ramotul din Galat, să piară acolo? Cea mai mare tragedie pentru un om în viața aceasta este atunci când a fost luat în vizorul lui Dumnezeu pentru nimicire. Nu-ți mai rămâne nimic. Spune Biblia despre îngeri în epistola lui Iuda, legați în lanțuri veșnice, păstrați pentru judecata care vine. Nicio șansă, Doamne, nu, n-au nicio șansă. Îngerii aceștia sunt lanțuri veșnice, nu se mai pot pocăi. Nu.
Ahab, du-te. Auzi, zice solul, Mica, vezi, cam așa merg lucrurile pe la noi. Vezi, cam așa bate vântul, vezi să nu te apuci tu împotriva curentului. Am fost într-o biserică și o trebuie să țin predica înainte de slujbă. Mă chema pastorul, era tinerel, bineînțeles, și eram pentru prima oară. O biserică mai mare, de oraș, din țară. Și se uita pastorul, zice că profesorul tău de la seminar te-a recomandat, dar eu vreau să te ascult, te rog, începe. Ce text ai? Iona, poți să începi. Păi zic, da, predica mea e mai mult decât am timp acum, e cam scurt, zi așa mai concret o zi, să vedem ce vrei să zici. Da, nu, că omul a avut intenții bune, l-am apreciat după aceea, poate că așa-și face și eu uneori când am semne de întrebare. Zice Iacov 4:15, nu știți ce va aduce ziua de mâine, zice versetul 14, și... Da? Nu știți ce vă aduceți, ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ardă puțin de el și apoi piere. Lasă-te rog puțin. Și ce înțelegem de aici? Că procesul vieții este irreversibil. Nu mai poți aduce înapoi nimic să corectezi. Ce ai zis, ce ai făcut, ce ai gândit, o rămas notat, o rămas înregistrat. Este irreversibilă viața. Nu mai poți schimba nimic. Rămâne notat. Și mai departe, versetul 15, te rog, voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, Ahab nici n-o zis, Danina avea de gând să facă ce zice, că mai sunt așa pocăiți care zic, dacă va voi Domnul, vreau să plec până în Elveția. Când? Mâine, cred că, sau poi mâine. Și-o plecat omul, nu mai interesează ce zice Domnul. Dar au zis formula. Dacă va voi Domnul, dar... Ai și întrebat pe Domnul să vezi dacă voiește, că nu te ajută formula de exprimare. Ai căutat voia lui Dumnezeu? Mă întrebau tineri într-un bilet, undeva în zona Suceava, la o biserică, scria, trebuie să întrebăm pe Domnul înainte să ne căsătorim. Zic, trebuie să întrebați pe Domnul înainte să faceți o prietenă sau un prieten, înainte de a vă căsători. Că după ce te-ai legat sentimental, după aia te trimit părinții sau păstorul, ajungi la vasul de lucru, păi după 2 ani de prietenie, păi și eu trebuie să vin al doilea bilet, știi, că eu m-am scăpat ușor de prima. Păi nu, și pentru prietenie trebuie să întrebăm pe Domnul. Îmi spunea un păstor baptist, am plecat cu el să-mi cumpăr o mașină și el m-a dus pe mine cu mașina. Undeva într-un oraș mai departe și zic pe drum, zic, nu știu ce să fac, că n-am apucat să întreb pe Domnul și nu știu cum să fac. O zis, o să-ți dau răspuns că și eu am Duhul Sfânt. M-a plăcut răspunsul lui. Și are omul. Și a avut și răspuns. Când m-am dus acolo, numai mi-a ridicat bancheta din spate să-mi arate că e cu galben și a fost mașină de marfă. Știți de ce le place la unii să aibă kilometri puțin mașina? Că le place să fie mințiți. Că dacă are 350.000, nu-i de acord. Dar dacă are 177, foarte mulțumit. Eram lângă un inginer auto și a venit cineva și a luat o mașină atât de frumoasă, cu poliș dată și aranjată. Și a venit cu mașina, zice, auzi, că, nu, să-mi pui un pic diagnoza pentru altceva. Omul ăsta, inginerul auto, a pus diagnoza original și a citit. Zice, vrei să știi și câți kilometri are? A, păi zice, are kilometri faini, zice, nici 220, e lux. Zice, îmi dai voi să spun că aproape 250.000 sunt dați înapoi. Așa mi-arată aici. Nu s-a mai bucurat omul, nu s-a mai lăudat. Nu, ore, trebuie să întrebi pe Domnul și când pleci de acasă și când te întorci. Trebuie să-ți încredințezi soarta în mâna Domnului, să te încrezi în El și El va lucra. Și îți dă inspirație dacă ai Duhul Sfânt. Amin. Și dacă vrea să-ți dea și o confirmare prin cuvânt, îți dă un îndemn să deschizi Biblia în un anumit verset, sau îți trimite un mesaj profetic, sau este un lucrător lângă tine. Eu am primit răspunsuri și în predică.
am avut o întrebare, am primit răspuns în predic. Domnul ne vorbește, slăvit să fie Domnul. Numai principalul este să ascultăm de ceea ce ne spune. Dragii mei, Dumnezeu nu renunță ușor la cineva. Dar când renunță, îl lasă pe Ahab. Și zice Domnul, cine va merge la Ramotul din Galat? Cine va merge la Ahab să-l amăgească, să ducă la Ramotul din Galat, să piară acolo? Știți cum se încheie textul, versetul 28? Auziți popoare toate. Și dumneavoastră trebuie să auziți, și eu, e pentru toți cuvântul, da? De ce a fost amăgit Iosafat? 1. Din pricina colaborării greșite. Asocierea cu Ahab i-a pricinuit căderea. Îmi place ce spune maestatea sa Balac în Numeri 24:11. Balaam, fugi, du-te acasă. Ce cauți aici? Am vrut să-ți dau cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Am o întrebare, primești orice fel de cinste? Miss nu știu cine, nu? Diavolul poate să-ți dea o cinste. Dar Balac a zis, o recunosc cu Balac, eu am vrut să-ți dau cinste eu, dar Domnul pe tine te-a împiedicat să o primești. Fugi, du-te acasă. Spunea un frate de la noi din biserică, m-am dus în localitatea Pui, se ținea, cred că se mai ține târgul acela de toamnă, știți? Și era un frig afară, zice, și m-am băgat acolo, am văzut o ușă, era un bufet. M-am băgat acolo să mă încălzesc un pic, la calorifer, la sobă, că alții se încălzesc cu tărie. Și omul nu s-a dus să bea, s-a dus numai să încălzească un pic. Eu zic, am intrat bine. Și o zis, ce cauți aici tu, mă? O zis, mi-a fost de rușine, am ieșit afară, zice, nu-l cunoșteam, dar el mă știa. Bă, pocăitule, ce cu tine aici? Așa zice și Balac la Balaam, fugi, du-te acasă. Din pricina colaborării greșite, spune versetul 4, Iosafat, eu voi fi ca tine, așa ori și ajuns. Că înmulțirea cu zero a oricărui număr, rezultatul e tot zero. Eu voi fi ca tine, Iosafat, tu ești un împărat scump. Dumnezeu te-a folosit pentru reformă, să prezinți în împărăția lui Iuda voia și planul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu tine? Eu voi fi ca tine. Tovărășile rele, stimați colegi, stric obiceiurile bune. A venit un tânăr, acum deja are vreo către 30 de ani, o crescut la noi în biserică acolo și o plecat. Și am zis, auzi, nu mă pot lăuda că am fost învățătorul tău, dar profesorul tău de religie am fost la școală. Ceva te-am ajutat și eu, nu? Da, au zis, vă mulțumesc frumos, Domnul să binecuvinte să mă. Nu trebuie să mulțumesc, dar e frumos că te-ai gândit. Ce frumos este să ai lângă tine pe cineva să te ajute. Nu să dea sfaturi nelegiuite, ca în casa lui Ahab, ca în casa lui Ahazia. Iosafat a fost amăgit din pricina colaborării greșite. Anturajul l-a făcut să cadă. Zice el la început, 2 Cronici 17:4, fără să facă ce făcea Israel. Deci mai întâi, știi, s-a dus, dar no, el stătea deoparte. După aceea scrie în text versetul 8, să nu vorbească împăratul așa, zice Iosafat. Ca la grădiniță, nu-i frumos să vorbești așa. Nici la grădiniță nu-i valabil pentru toți, că unii deja au învățat de acasă. Îți instruiți. La alții trebuie să le mai aduc aminte sau să îi învețe educatoare. Și ce eu să fac? Să nu vorbi așa, nu-i frumos să vorbești așa. Și următorul pas, cot la cot. Caii mei ca și ai tăi, poporul meu ca și al tău, eu ca și tine, toți o apă și un pământ. Așa au ajuns. Spune-mi cu cine te tomvărășești ca să spun cine vei fi, dacă nu ești încă. Că o să ajungi.
mai devreme sau mai târziu. A doua precizare, de ce a fost amăgit Iosafat? Pentru că poporul nu a reacționat corect. Unul nu a zis, nu știu, de teamă, de... sau toți erau amăgiți după prorocii lui Ahab. Unul n-a zis nimic. Într-o zi ne-au adunat liderul minerilor și a vreo 20.000 aproape de minieri la Compania Națională a Huiliei din Petroșani să vină toți minerii din Valea Jului, s-au făcut pontajul și m-am auzit la microfon: gata! Jos ministrul economiei! Jos ministrul energiei! Jos ministrul muncii! Și la un moment dat, urmez mai departe, jos prim-ministru, plecăm la București. Și au plecat minerii la București. Au mai plecat și frații noștri, că au mers prezbiterul după ei să-i adune de pe drum cu mașina mică. Oile pierdute a lui Israel, știi? Păi ce? Jos guvernul, jos guvernul. Și au plecat la București. Dar unul nu a zis: domnule, stai că suntem normali. Unii de aici suntem normali. Bine, cred că cine a fost normal s-a dus acasă. O mai fi fost normal și din cei care au plecat la București, dar s-au fi întors de pe drum că s-au trezit între timp. Sau s-au trezit la Stoienești când o luau bătaie. Îmi povestea un șef de brigadă de la mine, înalt, cel mai înalt om pe care eu l-am văzut, cred că, odată, solid, mare, să speriau oamenii la frontalul de cărbune de el. Zice: Corneliu, atâta m-a bătut jandarmii, cu bica aia de cauciuc, de mă dor și mușchii, și oasele, și creierul mă doare în cap, au zis, nu mai pot. Atâta m-a bătut aia. Zic, ce ai căutat acolo? Am crezut că dăm guvernul jos și ce rezolvai? Mărea salarul. Nu s-a găsit cineva din împărăția lui Iuda, din armata ce urma să-l trezească, să-l întoarcă? Păi nici Domnul nu a reușit. O vreau Domnul să-i întoarcă, nu? Păi dacă n-asculți, ce zice Domnul? A, nu vrei să asculți? Ți-ți place să fii amăgit? Tu nu primești adevărul? Noi auzim uneori de căderi așa spontane. Nu, eu nu cred în căderi spontane. Am o predică, am ținut-o, antecedentele căderii sau căile strâmbe ale împăratului Amația. Spune 2 Cronici, de exemplu, 25:2, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, maestatea sa Amația, dar cu o inimă care nu era în totul dată Domnului. Și a avut el niște antecedente adunate, nu le prea știau izraeliții. Și rezultatele, nu aveți dintr-o dată rezultatele. Nu, nu, astea au fost niște probleme adunate. De greșeală, da. Scrie în Galateni 6:1, dacă vreunul dintre voi a căzut dintr-o dată, nu? Într-o greșeală. Mă, te-o la gura pe dinainte și în loc să stai peste creier înainte să zici, stai da peste gură după ce ai scăpat vorba. Și au zis: Domnul, vezi, voi care sunteți duhovnicești, cu duhul blândeții, că vine câte unul mai mânios ca ăsta, știi? Și ce ai grijă să nu fii spitit și tu. Că ăsta poate mânios, atunci încărca negativ, te afectează, de nu le mai poți duce după aia. Îmi spunea odată o persoană din biserică, a zis, mi-a mărturisit cineva un păcat, păi nu știu, nu mai pot să-l duc, frate, ce să fac? Să-l zic ție? Zic, ba, mie nu ai voie să-mi zici. Păi cine te-o poți să primești mărturisire dacă nu ești autorizat și nu ești pus pentru asta? Și a treia precizare, de ce a fost amăgit Iosafat? Pentru că era suficient de ușor de amăgit. Asta se numește instabilitate, naivitate, imaturitate. Știți că la un moment dat îi zice împăratul Ahab: Iosafat, eu mă îmbrac în civil, tu să-ți iei hainele împărătești. Ce înseamnă asta? Tu expune-te, că ori și sări la el, știți, dar o scos un țipăt ca surorile când se sperie de ceva. Mai sunt și frați. Și dintr-o dată, când eu s-a văzut încolțit, o scos un țipet, s-a speriat Iosafat. Cred că o zis, stați că nu sunt împăratul, numai am luat hainele astea din greșeală pe mine. Și Ahab era în civil, o săgeată trasă la întâmplare, dar nu din întâmplare, l-a nimerit. Că nu se întâmplă nimic în univers fără să știe Dumnezeu. Auzi cu un fir de păr? Se știe în cer. O vorbă, un gest, un act, o trăire,
Te poți ascunde? Nevasta lui Roboam, de ce vrei să te dai drept alta? Doi Timotei 3 cu 13, am spus de la început, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Și ce mi se pare curios, că sunt proroși falși care cred și ei mesajele lor. Da. Da, da. Le zic cu atâta convingere și cred că e adevărat ce spune. Da, sunt și învățători mincinoși, nu? Nu mă proroci. Așa dau niște explicații și dă câte o îndrumare de zici că o venit acum din cer, direct, cu un mesaj pentru tine. Și el e paralel cu subiectul. Dragii mei, când Egiptul plângea, în Israel era lumină, fără broaște, fără țipăt și durere, pentru că Dumnezeu îi ocrotea. Când Ezechia a pus cererea înaintea Domnului, de fapt era scrisoarea primită de avertisment, de amenințare, el a transformat-o în cerere și a zis, Doamne, uită-te, cum a zis și apostolul în fapte 4, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să nu cedeze, să nu dea înapoi, să nu abandonăm lucrarea, să vestească, o zis ei cu îndrăzneală cuvântul, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și o umplu de putere. Și în timp ce Ezechia spunea Domnului despre problema aceasta, Domnul a luat aminte din ceruri. Și ce a zis Domnul? S-a sesizat Sfântul lui Israel și a spus, împotriva cui se îndreaptă Sanherib? Împotriva mea? Le-a spus tinerilor că am o predică pentru ei, nu știu când o să țin, spărtura din scutul lui Goliat. Cât era uriașul de mare și cât era de bine înarmat, bine, scutul din nu era la el. Noi mă refer la apărare, nu neapărat la scut. S-a uitat David la el și a zis, mă, are scut, are om care poartă scutul, are coif, are de toate, dar are un loc slab, acolo lovesc. Și diavolul nu se grăbește dacă vrea să te lovească. Știți ce a făcut diferența? A zis David, eu vin în numele Domnului. În numele Domnului este mântuire, este iertare, eliberare, coboară puterea de sus cu biruință din partea Domnului, în numele Lui, prin puterea Lui suntem mai mult decât biruitori. În toate aceste lupte, cu noi înșine, cu duhurile de amăgire, reiau în încheiere, dragii mei, am răspuns din cuvânt, din text, de ce au fost amăgiți împărații? Ahab a fost amăgit pentru că a respins adevărul. Mereu și mereu a respins adevărul. Și Dumnezeu îi mai dă o șansă și îl trimite pe Mica. Și spune adevărul și nu acceptă. Ahab a fost amăgit de propriile interese. Nu-i stă nimeni împotrivă, frate, dacă lui s-a pus în minte, nu-i mai stă nici voia Domnului în cale. Să duce și-o lua rămas bun. De nu poți ca să mergi cu mine, Iisuse, în orice drum merg eu, trimite-mi piedici netrecute să nu mai pot merge nici eu. Pe vremea tinereții am auzit în biserica noastră tineri rugându-se, Doamne, decât să păcătuiesc, mai bine să-mi iei viața. Decât să cade la credință, mai bine să-mi cum firul vieții. Decât să-ți pierzi mântuirea, Ahab a măgit pentru că avea interesele lui. Și a măgit ca să fie nimicit. Dar Iosafat, împăratul care a făcut reformă, de care Dumnezeu s-a bucurat că e pe calea bună. De ce a fost amăgit Iosafat? Din pricina colaborării greșite,
din pricina faptului că poporul nu a reacționat corect și pentru că era suficient de ușor de amăgit. Și spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, că Dumnezeu a dat în biserică, sunt slujitori și noi pentru asta ne adunăm aici. Să ne întărim sufletește, să ne maturizăm, că spune mai jos, să nu fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Mi-a plăcut mult ce spunea la noi misionarul ce ne-a vizitat dimineață. O zis, dacă biserica vine doar la masă și nu lucrează, este cum te-ai duce să te angajezi undeva? Și zice patronul, nu ai venit să te angajezi? Da, no, foarte bine, de mâine începi. Bun. Și el vine la pauza de masă, la 12, că are și masă gratuită de la firmă. Și stă și mănâncă și zice patronul, bă, ce-o fi cu ăsta? Nu, lasă să mănânce, poate lucrează după. Stă schimbul 2. Îi dă să mănânce și pleacă acasă. Și mâine la fel, și poi mâine la fel. Numai la masă, tot consumăm și la examen. Dumnezeu are nevoie de oameni plini de putere ca să meargă din putere în putere, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în Sion, ca să-i aducă laudă și mulțumire. Că a dat Domnul biruință, că a dat putere, că a dat înțelepciune, că a dat lumină, că nu ne-a lăsat să fim amăgiți, duși în eroare. Toată lumea se uită la un om care, nu știu, a fost amăgit de cei de lângă el. Toată lumea a constatat lucrul acesta. Omul acesta a pornit un război incorrect pentru că cineva l-a amăgit. Mergem că în două zile gata. Și nu a fost așa. În lupta noastră spirituală dorim să privim înspre căpetenia oștirii Domnului. Și a zis Iosua, auzi, când a venit îngerul Domnului, nu? Cu sabia, a zis Iosua, mai întâi îl legitimezi, să vezi cine-i, mă, mă asociez cu el sau nu? A zis Domnul, cine nu-i cu mine, împotriva mea, cine nu strânge cu mine, risipește. Și zice Iosua, tu ești dintre ai noștri sau din altă tabără? Și a primit un răspuns. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Era Fiul lui Dumnezeu. Toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. A biruit păcatul. El n-a făcut păcat. În gura lui n-a fost vicleșug. A spus, vine stăpânitorul acestei lumi, dar în mine. Nu mă poate birui cu poftele. În firea pământească sunt pofte, sunt tendințe, înclinații, porniri. Înspre rău, înspre moarte, înspre iad, înspre șeol. În mine nu găsește nimic. Doriți să ne rugăm. Și fratele păstor mi-a spus, dacă ai îndemn să închem cu rugăciune, să te rogi, eu vreau să mă rog, dar nu singur. Să ne rugăm împreună. Și hai să ne rugăm unii pentru alții. O zis Domnul, să vegăm unii asupra altora, ca să ne îndemnăm, dar o zis Domnul, și să ne rugăm unii pentru alții. Zice în Iacov 5, rugați-vă unii pentru alții să fiți vindecați și noi tot pentru bolile trupești ne rugăm. Foarte bine. Dar dacă cineva afecta sufletește, cu amărăciune, cu deznădejde, cădere de oboseală, cădere în deznădejde, e afectat spiritual, că omul are trei componente, duh, suflet și trup, poate fi amăgit la nivelul duhului, la nivelul sufletului, al trupului. O zis Pavel tesalonicenilor, să vă sfințească tata pe deplin și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite, cum? Întregi, să nu ne sfârtece diavolul, să nu ne doboare, să nu ne amăgească, să nu ne ducă în eroare, până la venirea lui să fim păziți. Hai să ne rugăm unii pentru alții. Dacă începeți cu mine rugăciunea, Domnul să vă răsplătească. Amin. Slavă ție!